Într-o singură comună, 175 de copii sunt agresați fizic sau verbal, arată studii recente. Părinții ar trebui să se gândească la ce poate însemna chiar și o singură palmă pentru viața unui copil. Crescutul copiilor cu bătaia e un fenomen încă larg răspândit în România. Un studiu recent arată că într-o singură comună 175 de copii au fost agresați fizic sau verbal chiar de către părinții lor. În loc să fie neliniștite de situație, autoritățile o consideră atât de normală încât se mândresc cu ea. În acest studiu, comuna noastră a ieșit fruntașă. Oamenii noștri au știut să-și impună respectul și să se facă ascultați de copii. La ședința în care primarul comunei i-a adunat pe localnici, aceștia au fost puși în fața unei decizii fără precedent, iar reacțiile de nemulțumire nu au întârziat să apară. Pentru că știm să ne batem copiii la timp, am hotărât să schimbăm numele comunei în Bătăuși. Motivul pentru care autoritățile locale au decis să schimbe numele comunei în Bătăuși este acela că o treime din copiii care trăiesc în această localitate au fost agresați, bătaia fiind considerată un lucru obișnuit în educația copiilor. Vă place numele? Nu! Bătaie peste tot în țara asta, doar ocupăm primul loc la violență. Nu se pot educa copiii așa. Ce se întâmplă? Vă văd foarte revoltați. Păi la câtă bătaie am mâncat eu când eram mic, de ce ne-a schimbat numele atunci? Ha? Nu mai are rost să... Pe noi nu ne întreabă niciodată nimeni. Doamnă, ce părere aveți că s-a schimbat numele comune? E o prostie, domnule, de acum ce facem? Schimbăm și numele țării? Păi, pentru o palmă 26 din când în când ce să facem? Să schimbăm numele comunii? Să ne facem noi de râs și copiii noștri? Nu sunt de acord.